Tudor Bighiu la Orion, vocea Dornei. Orion FM, vocea Dornei. Am revenit, continuăm și astăzi serialul nostru Dorneni în lume la vreme de pandemie. Invitata mea din minutele următoare este o foarte bună prietenă, plecată din Vatra Dornei de aproape 6 ani de zile. Miruna Pop locuiește cu familia ei în Yorkshire, în nordul Angliei, acolo unde are de altfel și o mică afacere. Miruna, spune-mi, te rog, cum decurge lockdown-ul? Bine ai revenit la Orion, te îmbrățișez! Bună, Doru, și bună tuturor ascultătorilor! Pentru noi este a 12-a zi de izolare, pentru unii mult mai mult de atât. Sunt foarte mulți oameni care s-au autoizolat cu mult înaintea înștiințării autorităților. Deci persoanele peste o anumită vârstă, persoanele cu diverse boli sau comorbidități asociate, se izolează cu mult înainte de a apărea domnul Boris pe scenă, spunându-ne să facem asta. Dar spune-mi un pic, voi cum ați relaționat cu comunicarea oficială a guvernului, care spunea că o să încercăm o nouă metodă, aceea de a imuniza societatea fără a bloca totul, așa cum s-a întâmplat din prima în alte țări europene? Lucrurile n-au stat chiar așa, să știi. Deci ei de la început au ieșit cu un plan pe care ulterior cred că l-au readaptat, ca să zic așa. Deci ei n-au zis nicio secundă că asta vom face, imunitate de turmă și doar asta. Deci ei au plănuit cumva o strategie care permitea practic îmbolnăvirea controlată. Au prioritizat protecția practic persoanelor cu probleme, care au fost rugați să se izoleze și care au făcut chestia asta cu mult timp înainte să se dea oficial acest lockdown. Și voi ați știut încă de la bun început că va veni un moment în care va fi lockdown? Da, absolut că da. De aceea asta încercam să-i explic și tatălui meu, care era vehement pornit pe cum au tratat-o autoritățile aici. Deci eu era început că va urma un moment când asta se va întâmpla, dar nu era momentul potrivit exact de la început. Și cred că foarte mulți subestimează, de fapt, ce înseamnă un lockdown făcut pe o perioadă foarte lungă de timp. Deci suntem toți înnebuniți doar cu ce se întâmplă cu acest COVID și luăm, scapăm cumva din perspectivă ce face asta și asupra psihicului, bolilor mentale, violenței domestice în familie și multor alte lucruri care rămân pe hold în momentul în care se întâmplă un acest eveniment, un lockdown mult prea timpuriu. Bine, și efectele deloc de neglijat asupra economiei. Absolut, absolut că da. Ne întoarcem sănătoși, dar să mai avem unde să ne întoarcem? Păi, în primul rând că ei nu au putut să ia niște decizii până nu au avut în loc niște opțiuni pentru cetățeni, da? Pentru angajații care rămâneau fără serviciu, pentru firmele care ar trebui să închidă, noi ne aflăm într-o situație de genul ăsta. Din punct de vedere al afacerii pe care o aveți acolo, voi aveți o cafenea, un bistro, da, care mergea foarte bine. Ce s-a întâmplat cu el? Când ați închis? În momentul în care ați fost ultimii care au închis lumina? Nu, n-am fost ultimii. În continuare sunt business-uri deschise doar pentru takeaway și pentru livrări. Noi am decis să închidem cu totul. Guvernul a venit în sprijinul acestor întreprinderi în funcție de, mă rog, niște parametri pe care îi au ei acolo, cu niște granturi, adică niște sume nerambursabile oferite de stat. Și în funcție de fiecare business, fiecare a primit o anumită sumă. Sumă care deja a intrat în contul companiei. În cazul vostru, deja sunt bani în cont. Da, da. Știu că aveați și niște angajați, colaboratori, part-time. Au luat și niște măsuri fără precedent pentru ei. Deci guvernul va plăti 80% din venitul fiecăruia, cu condiția ca tu să păstrezi angajatul și să-i oferi locul de muncă în momentul în care se ridică acest lockdown și se poate întoarce lumea la serviciu. Pe ce perioadă a fost decretat în primă fază lockdown-ul? Pe o lună de zile? Prima dată au zis, hai să încercăm 3 săptămâni, însă, de exemplu, noi, având în vedere că avem un caz în familia noastră și tu știi foarte bine, cu o persoană vulnerabilă, am primit științare că trebuie să ne izolăm cu toții în această familie undeva la 12 săptămâni. Deci aici toată lumea se focusează să facă, cum zic ei, shielding, adică să faci protecție pe persoanele vulnerabile. Ok, deci se personalizează practic perioada de lockdown în funcție de
situația da. Din fiecare caz. Da. Și atunci fiecare a primit inclusiv de la medicul de la familie sau de la doctorii de specialitate anumite scrisori, practic, prin care ți se spune ești o persoană vulnerabilă, trebuie să te izolezi pentru atâta timp. Și sunt cazuri în care acest shielding se desfășoară și pe o perioadă mai lungă de 3 luni? Eu sunt convinsă că va dura mult mai mult de atât. Cine se amăgește că această chestie va dispărea în 2, 3, 5 săptămâni? Nu. Deci nu. Va dura mult mai mult de atât, o să vedem cu toții și oricum în momentul în care se va termina, viața noastră nu se va lua de la capăt ca și cum nu s-a întâmplat. Deci probabil că vor fi multe lucruri care se vor schimba de la libera circulație la cum se vor ridica aceste restricții, că nu cred că o să ieșim așa ca oile pe câmp ca și cum nu s-a întâmplat. Deci probabil că, na. Tu zici că nu va fi la fel ca și lockdown-ul deodată, nu, revenirea la normal. Nu, în mod sigur nu. Gândește-te că acest vaccin nu există încă și nu va exista pentru încă cel puțin 6-8 luni. Nu? Acest virus, cum și chinezii spuneau, se poate întoarce. Că e la toamnă, că e la iarnă, oricum se poate întoarce. Imunizare nu există. Cum văd prietenii voștri, vecinii voștri, faptul că inclusiv primul ministru s-a ales cu carcalacul? Nu e ceva neașteptat. Și prințul Charles, mă rog, o figură da. Mult mai iubită decât cea lui Boris Johnson. Da, na, ce să zic, nu e ceva spectaculos. Oricum să știi că în marea majoritate au salutat inițiativele luate de acest guvern referitor la această criză și au lăsat un pic politizarea la o parte. Asta probabil și datorită faptului că guvernul a venit cu o serie de măsuri fără precedent vis-a-vis de fiecare cetățean. De la angajat, la firme, la repatrierea tuturor britanicilor care erau cați prin colțurile lumii, da? Deci guvernul a cheltuit o grămadă de bani cu aceștia. Ce se întâmplă în cazul copiilor? Cum le simt? Greu. Noi părinții le simțim greu. Din reacția ta înțeleg că e mai grea perioada de lockdown pentru mami și pentru tati decât pentru domn și tati. E puțin greu pentru că soțul meu încă lucrează de acasă și e un pic cam greu să ții niște copii ocupați, respectiv pe cel mic, cu cea mare nu avem absolut nicio problemă. Astfel încât și el să poată să-și facă treaba în liniște și am avut noroc oricum de o vreme foarte bună și de faptul că avem o grădină în care putem să ieșim și în care copiii se pot juca. Și apropo de acest lockdown, deci noi putem să ieșim din casă. Avem niște directive pe care absolut toată lumea le urmează cu sfințenie și asta se întâmplă aici, în partea în care stăm noi. Nu pot să vorbesc de alte zone ale Angliei pentru că nu știu. Lumea este foarte civilizată, noi ieșim în fiecare zi să ne plimbăm, stăm și într-o zonă foarte, foarte mișto. Natura este sub nasul nostru. Da. Și atunci putem să ieșim. Ieri am mers, cred că, vreo 4 ore. Pe stradă, când vezi pe cineva, pe, nu știu, că vine spre tine, ori tu traversezi pe celălalt trotuar, ori ei. La supermarketuri s-au impus tot felul de distanțiere și de unul intră, altul iese. Deci sunt foarte, respectă întru totul tot ce li s-a recomandat. Dar aici face diferența, că fiecare poate să iasă afară, să-și facă mișcarea și să nu se subestimeze această nevoie de oxigen pentru creier, că nu poți să stai ca un nebun numai în casă. Și aici îi compătinez foarte tare pe cei care stau la blocuri și în aglomerări urbane. Mi-e chipul că trebuie să fie teribil de greu pentru ei. Aici se subestimează și se gândește cumva că stai în casă, că trebuie să stai în casă. Pentru mulți nu este atât de ușor ca pentru noi, cei care avem curți, grădini și un relief care să ne ajute în acest lockdown. Iruna, cum vedeți voi de acolo, din nordul Angliei, ceea ce se întâmplă la Suceava? Nu știu, aș vrea să zic că e șocant, dar nu cred că este așa șocant. Tu știi că noi avem un istoric special cu sistemul medical în România, acesta fiind chiar unul dintre motivele pentru care am plecat, având în vedere că mulți nu au înțeles de ce am plecat, nu? Asta a fost. Și experiența noastră, în general, cu sistemul medical din România, din păcate, ăsta este adevărul. Deci este tragic ceea ce s-a întâmplat, asta este o realitate, însă nu pot să zic că sunt foarte, foarte șocată. Cât crezi că o să dureze toată treaba asta? Înțeleg din ce mi-ai spus până acum că nu ești foarte optimistă, dar cam când crezi că am putea să... Când crezi că ai putea redeschide Daniel's Cafe? Cafenea. Nu știu, mă gândesc undeva pe la sfârșitul verii, cam așa cred. Adică așa mi-am făcut eu plan, ca să zic. Posibil să fie și mai târziu de atunci și mai aproape, dar și dacă ar fi să pot să deschid mai repede de atunci, nu cred că va fi un bun augur, ca să zic așa. Deci nu cred că lumea se va îngrămădi să iasă pe străzi, ca și cum s-a întâmplat. După o perioadă de lockdown, n-ar fi lumea dornică din nou de cafenele, de restaurante, de
depinde foarte mult de zonă. De aceea și fie, uite, apropo de asta, fiecare țară a tratat această criză în mod diferit. Aud cu părere de rău că în România se fac abuzuri de polițiști pe stradă când mergi la 100 de metri pe lângă bloc. Pentru că, în general, nu prea se înțelege, nu prea se respectă mai nimic acolo și atunci trebuie să recurgă și la măsuri de... Da. Știu că ai prieteni mai peste tot în lume. Ce-ți spun rudele din Elveția, prietenii din Germania? Verișoara mea este în Elveția și ei au făcut acest lockdown, cred că cu o săptămână înainte de noi, tocmai pentru că au fost destul de rebeli elvețienii și nu au ascultat. Cu un weekend înainte să închidă, practic au ieșit toți pe peste tot și nu au luat în calcul. Din parcurile din Londra au făcut... Da, este o mare diferență între sud și nord. De asta zic, eu pot să vorbesc doar de zona în care ne aflăm noi, unde, sincer, sunt foarte ok, civilizați și lumea își vede de treaba ei. Nu pot să vorbesc despre alte zone, că sunt convinsă că, în fiecare parte e altfel. Fiecare și Londra fiind și o zonă mai cosmopolită, așa cu... e un pic altfel. Oricum a fost interesant că lockdown-ul a venit mult mai serios fix după weekendul acela în care toată lumea a ieșit pe parc. Da. Și aici cred că a fost la fel. Au ieșit foarte mulți, n-au ascultat, deși oricum noi ne așteptam, pentru că aici fac conferințe în fiecare seară și în fiecare seară ne pregăteau practic pentru acest moment. Deci oricum știam că se va întâmpla, dar e adevărat că ne-au luat prin surprindere, că nu ne gândeam că atât de repede, da? Vor avea statistica lor și datele lor pe care lucrează când iau decizii de genul ăsta. Revenind la ceea ce ți-au mai spus rudele și prietenii din Europa, da. Există o panică generalizată, o simți așa? Nu. Fiecare își vede de treaba lui și cam atât. Lumea încearcă să ia ce e mai pozitiv toată treaba asta, că până la urmă este o situație fără precedent, asta e clar. Nu cred că am fi putut să petrecem cu toții ca și familie atât de mult timp cum petrecem acum și atunci luăm partea pozitivă din treaba asta. Avem o susținere foarte, foarte bună de la școală. Fiica mea este în anul 5 acum, practic. Toate lecțiile care îi se oferă și avem suport toată ziua când vrem să sunăm sau să vorbim prin e-mail cu profesorul vis-a-vis de orice nelămurire am avea-o. Facem și cursuri online, da. Bine, are și multe platforme ea unde intră online și face direct temele astea. Le avea și înainte de această izolare. Iar cel mic este încă la grădiniță, deci pentru el a pierdut școala de la grădiniță, dar nu poate să zică că e foarte afectat. Lui oricum îi place mai mult acasă. Pe noi însă ne îngrijorează alte lucruri și alte aspecte, pentru că odată cu acest lockdown, ce este mai îngrijorător este că s-au sistat anumite tratamente pentru diversi pacienți, începând de la, boli cronice la... cazuri oncologice. Sunt cazuri care trebuiau tratate strict în spital, nu se pot da la domiciliu tratamentele? Depinde de caz. Flaviu are tratamentele la domiciliu, deci el are pe medicamentație și nu este neapărat o problemă, deși următorul scan și RMN i-a fost anulat. Nu se știe până când. Deci asta este oricum îngrijorător, dar și asta știu foarte clar. Sunt pacienți care, de exemplu, aveau tratamente care necesită spitalizare sau care necesită pacientul în spital, de chimioterapie sau alt fel de tratamente pe venă, cărora li s-au sistat tratamentele. Și care a fost explicația Sistemului Național de Sănătate? Că se direcționează fondurile pentru lupta împotriva COVID? Sau? Nu, ci ca să se minimalizeze ieșitul și interacționatul. Am înțeles. Deci, și bineînțeles că și ca să aloce o parte de forța de muncă, da, staff-ul din NHS către cazurile COVID. Noi nu avem multe în zona în care suntem, probabil și de aceea panica prea e, dar asta este îngrijorător. Deci, și sunt pacienți care, de exemplu, au epuizat toate tratamentele disponibile convenționale și care nu se mai pot înrola pe niciun trial, trialurile fiind aceste tratamente în testare, pentru că toate trialurile s-au închis. Atunci, aici iarăși este o problemă. Deci, eu cred că e mai îngrijorător ce se întâmplă la nivel economic și la nivel medical, la colateral. Colateral față de acest stat în casă. Deci, sunt mai multe. Ce le transmis celor de acasă, de la Doamna? Stați acasă.
ce să le transmit? Să încerce să ia și partea pozitivă și să meargă mai departe, dar să evite pe cât posibil această interacționare cu altă lume. Deci distanțarea socială, asta e tot ceea ce trebuie să facem. Îți mulțumesc tare mult, Miruna, pentru această discuție. Salutări lui Flav. Cu plăcere, da. Și pupici pentru Dom și pentru Nati. Și sperăm să ne vedem cât de repede, sănătoși. Da, pe la sfârșitul anului. E bine și atunci de ziua noastră, dacă nu. Când se termină lockdown-ul, ne facem din nou împreună ziua în octombrie. Așa e. Bine, Doru. Mulțumesc tare mult. Vă salut cu drag. Miruna Pop a fost în legătură cu noi din nordul Angliei. Luăm și săptămâna viitoare pulsul dornenilor aflați în întreaga lume la vreme de pandemie. Rămâneți cu Orion, Vocea Dornei.